Cu începere de joi, 18 septembrie, a demarat operațiunea de distribuire a cardurilor de sănătate și în județul Hunedoara. Acțiunea se derulează prin intermediul Poștei Române. Actele vor fi primite la domiciliu și înmânate de către poștași pe baza buletinului de identitate și a semnăturii de primire. În cazul în care titularul nu va fi găsit acasă de două ori, cardul va fi returnat Casei Județene de Asigurări de Sănătate, de unde va putea fi ridicat. Cu începere din 2015, toate serviciile medicale oferite asiguraților vor fi decontate doar pe baza acestui card de sănătate. Pentru județul Hunedoara au fost tipărite circa 322.000 de carduri, acestea urmând a fi distribuite de către poștași în lunile septembrie și octombrie. Cardurile sunt acordate tuturor celor care au vârsta de peste 18 ani, indiferent dacă sunt sau nu asigurați și sunt valabile doar în cazul în care aceștia au achitată la zi asigurarea medicală. Primii beneficiari iar în Petroșani, ai cardurilor de sănătate au fost bolnavi de la centrul de dializă.